Stimată doamnă președintă, bine ați revenit la Ministerul de Externe, bine ați revenit la reuniunea anuală a ambasadorilor noștri, al serviciului nostru diplomatic, în care tradițional dumneavoastră veți trasa sarcinile pentru serviciul nostru diplomatic. Eu voi avea un discurs ceva mai lung ulterior, dar la această etapă țin să spun că în ultimul an de la ultima noastră interacțiune cu dumneavoastră, acum un an la reuniunea ambasadorilor, am reușit să realizăm mai multe obiective, am consolidat rolul nostru de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, am continuat să asigurăm sprijinul absolut al fiecărui stat membru al Uniunii Europene pentru parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană, am organizat summitul Comunității Politice Europene, ne-a reușit să semnăm sau să finalizăm negocierea mai multor acorduri utile pentru diasporă, acorduri de protecție socială, de conversiune a permiselor, ne-a reușit să realizăm acest angajament de a liberaliza roamingul cu Uniunea Europeană, ne-a reușit să deschidem, să explorăm piețe noi, să eliminăm cotele pentru exporturile noastre predominant agricole în Uniunea Europeană, explorăm noi piețe de desfacere pentru agricultorii noștri, în special India, Egipt, dar și alte state din Asia și Africa de Nord. Am lucrat cu toți colegii din executiv, cu Ministerul Apărării, Ministerul Energiei, Ministerul Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, cu toți colegii noștri pentru a asigura în continuare pacea, stabilitatea, libertatea și calea noastră de aderare la Uniunea Europeană în conformitate cu sarcinile trasate de dumneavoastră, inclusiv acum un an, dar și cu alte ocazii. Și, evident, am continuat dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului nostru strategic cu România, care este ancora noastră în spațiul european. Acestea fiind spuse, vă rog să ne prezentați și dumneavoastră viziunea și obiectivele pentru politica noastră externă din următoarele luni și chiar ani. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimate doamne ambasadoare, stimați domni ambasadori, șef de misiune, mă bucur să ne revedem, bine ați revenit acasă. Și eu vreau să încep prin a reflecta asupra realizărilor majore ale Republicii Moldova în domeniul politicii externe de la ultima întrunire pe care am avut-o în acest format. În primul rând, noi am reușit să facem un salt semnificativ în relația noastră cu Uniunea Europeană. Și acest lucru este o dovadă a încrederii instituțiilor europene și a statelor membre în autoritățile de la Chișinău, în eforturile pe care le facem. Suntem recunoscători pentru această relație strânsă și pentru această relație de încredere pe care o avem astăzi cu Uniunea Europeană. Al doilea lucru important, a doua realizare importantă, este organizarea summitului Comunității Politice Europene. Această întrunire la Chișinău a liderilor, șefilor de state și de guverne din țările de pe continentul nostru a fost o ocazie să prezentăm Republica Moldova și să demonstrăm că noi tot putem participa la evenimente importante, putem să oferim o platformă, așa cum s-a întâmplat în iunie, pentru statele de pe continent ca să discute probleme acute. Și cred că acest summit a fost un succes. Acest lucru s-a discutat și în țară și în afara țării și vreau să mulțumesc pentru efortul tuturor celor care au fost implicați în acest efort, inclusiv Ministerului, care a avut un rol cheie. O altă realizare importantă este lupta împotriva corupției. Noi cu dumneavoastră am reușit să obținem sancționarea de către mai multe state, inclusiv de către Uniunea Europeană, de către Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Elveția, a personajelor corupte din Republica Moldova. Probabil că am reușit mai mult pe sancționarea pe extern a celor corupți decât pe intern. Pe intern încă e mult de lucru. Am reușit să aprofundăm relațiile cu țările membre ale G7 și asta înseamnă că am reușit să aprofundăm relațiile cu țări importante
Acest lucru a deschis orizonturi noi de cooperare pentru Republica Moldova și a validat poziția noastră pe harta lumii. Politica noastră externă activă, echilibrată și consecventă ne-a permis, în ciuda războiului de la hotare, să menținem pacea și stabilitatea în Republica Moldova, să trecem peste o iarnă grea, să menținem economia, să o susținem și să continuăm reformele importante ca să putem avansa ferm pe parcursul nostru european. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru efortul semnificativ pe care l-ați făcut fiecare în țara în care ne reprezentați, pentru că aceste realizări importante sunt meritul nostru al tuturor. Vă mulțumesc! Acum, trebuie să discutăm în continuare despre contextul în care urmează să lucrăm și despre prioritățile pe care le avem pentru următoarele luni și pentru următorii ani. Trebuie să înțelegem și sunt sigură că înțelegem cu toții că trăim timpuri decisive, timpuri decisive pentru viitorul Republicii Moldova și de modul în care ne vom mișca, de rezultatele pe care le vom obține în următoarele luni, depinde cât de repede țara noastră va reuși să se dezvolte, depinde pacea în țara noastră, depinde stabilitatea și capacitatea noastră de a păstra Republica Moldova pe drumul democrației. Știm cu toții cât de mari sunt provocările geopolitice și, din păcate, aceste provocări geopolitice vor persista, pentru că războiul continuă, din păcate, și nu vedem semne că acest război s-ar finaliza în curând. Și de aici toate implicațiile pentru Republica Moldova, pentru situația economică, pentru situația de securitate din țara noastră. De aceea trebuie să ținem cont de acest context. La est de noi, Ucraina are nevoie de toată susținerea noastră și de susținerea întregii lumi democratice. Am vorbit despre acest lucru de multe ori și voi spune și astăzi. Pacea și securitatea cetățenilor noștri astăzi se datorează în mare parte curajului soldaților ucraineni, curajului poporului ucrainean. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a ajuta Ucraina prin menținerea acestor căi de solidaritate, prin susținerea refugiaților care au venit și care pot să mai vină în Republica Moldova și inclusiv prin susținerea Ucrainei în forumurile internaționale. Rusia va continua să fie un element de insecuritate pentru noi. Ați văzut în acest an eforturi prin care forțe din Federația Rusă au încercat să destabilizeze situația din Republica Moldova. A existat și o încercare de răsturnare a puterii constituționale în țara noastră și trebuie să fim conștienți că aceste încercări vor continua. Pe de altă parte, suntem norocoși pentru că România rămâne alături de Republica Moldova. România ne susține și în abordarea problemelor și provocărilor interne, dar este și un foarte important avocat al Republicii Moldova în politica noastră externă și mai ales o voce importantă în Uniunea Europeană pentru promovarea acțiunilor noastre. Partea bună de asemenea este că un an în urmă am obținut decizia pozitivă a Consiliului Uniunii Europene și am obținut statutul de țară candidată. Aceasta este o recunoaștere a posibilității de a deveni stat membru și a capacității noastre de a ajunge acolo. Și această decizie, ați văzut că este susținută masiv de către cetățenii Republicii Moldova. Acest lucru îl vedem în sondajele pe care, pe care le citim cu regularitate, dar și la adunarea Moldova Europeană, care a avut loc pe 21 mai în Chișinău. Această susținere a cetățenilor se reflectă și în diaspora. Dumneavoastră, cei care sunteți
aproape de concetățenii noștri din diaspora, cunoașteți acest lucru și acestea sunt argumente importante pentru ca noi să mergem înainte pe calea integrării europene. Atunci când vorbim despre direcțiile de acțiune pentru viitorul imediat și pe termen mediu, eu vreau să subliniez 4 direcții esențiale de acțiune diplomatică. În primul rând, procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ne propunem să inițiem negocierile de aderare cât de curând posibil. Și vreau să reiterez aici, Moldova poate supraviețui ca o țară democratică doar în familia Uniunii Europene. Înțeleg sau sper că înțelegeți cu toții acest lucru. Nu sunt cuvinte mari și frumoase, este o realitate. Noi nu ne putem permite să rămânem în continuare în zona gri. Noi le datorăm cetățenilor să facem totul ca Republica Moldova să rămână parte a lumii libere, să consolidăm democrația, să asigurăm un viitor pașnic și respectiv să asigurăm un viitor prosper țării noastre și bunăstare cetățenilor Republicii Moldova. Este vital să arătăm progrese continue în contextul aderării la Uniunea Europeană. Avem condiții concrete formulate de către Comisia Europeană acum un an și lucrăm pe aceste condiții. Mai avem de insistat pe reforma justiției și pe combaterea corupției. Sarcina dumneavoastră este să vorbiți statelor membre și nu doar statelor membre despre toate eforturile noastre și despre realizările noastre. La fel, să vorbim și despre probleme. Efortul nostru este autentic, dar este firesc să întâmpinăm și impedimente și, ca întotdeauna, trebuie să fim deschiși și să vorbim despre provocările cu care ne confruntăm și, respectiv, despre ajutorul de care avem nevoie pentru a depăși aceste probleme. 2. Revigurarea economiei. Problemele economice erau serioase și înainte de pandemie și înainte de războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Acum aceste probleme au devenit și mai complicate și de aceea vă solicit respectuos să vă concentrați pe acest domeniu de activitate foarte important pentru țara noastră. Vreau să mulțumesc tuturor diplomaților care au contribuit la semnarea acordului de liber schimb cu țările EFTA și acordului cu Regatul Unit, prin care au fost eliminate taxele de import și contingentele tarifare. Aceste acorduri vor îmbunătăți oportunitățile, vor crește oportunitățile pentru exporturile moldovenești, dar în continuare trebuie să lucrăm pentru a asigura un acces mai mare pe piața Uniunii Europene. Trebuie să lucrăm mai mult pentru dezvoltarea căilor de transport și aici mă refer la toate tipurile de căi de transport, drumuri, căi ferate, portul Giurgiulești, dar și facilitarea trecerii frontierei cu România. Depășirea blocajelor de transport cu care se confruntă operatorii de transport rutier de marfă. Diversificarea surselor de energie, investiții în energia regenerabilă, interconexiunile energetice, investiții în eficiența energetică, toate aceste lucruri rămân o prioritate pentru țară și pentru politica externă a țării. Probabil că cunoașteți că vom discuta cu partenerii noștri de dezvoltare pe platforma de sprijin al Moldovei, Moldova Support Platform, pe 17 octombrie la Chișinău. Vom discuta despre necesitățile pe care le avem de ajutor extern pentru perioada următoare. Și, evident, rolul dumneavoastră în continuare rămâne să promovați comerțul și să promovați țara noastră ca o destinație sigură pentru investiții străine de calitate. Doar dezvoltând economia, doar susținând exportatorii, producătorii noștri, vom avea resursele necesare ca să putem să asigurăm rezolvarea
tuturor problemelor cu care se confruntă Republica Moldova și cetățenii ei. 3. Promovarea intereselor diasporei. Acest lucru l-am discutat de fiecare dată și vreau să îl repetăm astăzi aici. Cetățenii Republicii Moldova sunt și cei de acasă și cei care au plecat de acasă dintr-un motiv sau altul. Noi suntem cu toții, suntem un întreg. Cetățenii noștri de peste hotare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea Republicii Moldova. Cetățenii noștri de peste hotare susțin dezvoltarea democratică a țării noastre și noi trebuie să facem totul pentru ca să îi ajutăm atunci când au nevoie de ajutor. De aceea vă rog să continuați să vă implicați în acțiuni care să conducă la semnarea acordurilor, inițierea și semnarea acordurilor pentru în beneficiu diasporei. Asta înseamnă acorduri de protecție socială, asta înseamnă acorduri de conversie a permiselor de conducere, recunoașterea actelor de studii și multe altele. Este important să continuăm să îmbunătățim calitatea serviciilor consulare, servicii consulare rapide și de calitate. Știu că Ministerul și consulatele din diferite țări lucrează serios la acest efort. O să discutăm probabil inclusiv la evenimentul dedicat diasporei, Congresul diasporei din această săptămână, dar această activitate rămâne una prioritară și rugămintea mea este să faceți tot ce se poate face pentru ca să îmbunătățim calitatea serviciilor consulare pentru cetățenii noștri. 4. Vreau să insistăm și să promovăm rolul Republicii Moldova ca furnizor de securitate. Este crucial să consolidăm poziția Republicii Moldova ca un furnizor de securitate în regiune și pe continent, așa încât toată lumea să aibă încredere în țara noastră. Noi vom continua să consolidăm cooperarea cu țările care ne ajută să consolidăm sectorul de apărare și sectorul de securitate. Cunoașteți că am făcut eforturi substanțiale și avem și rezultate majore de consolidare a sistemului de apărare și, în mare parte, acest lucru se datorează ajutorului care vine din partea mai multor parteneri de dezvoltare. Trebuie să continuăm acest efort și, evident, să insistăm să creștem și capacitatea instituțiilor care trebuie să mențină ordinea internă, pentru că siguranța cetățenilor înseamnă mai multe elemente dincolo de sistemul de apărare. Astea sunt cele 4 elemente cheie pe care am vrut să le menționez aici și vreau doar la sfârșit să spun că noi cu dumneavoastră avem o sarcină monumentală să reușim să ducem Republica Moldova în Uniunea Europeană, sau mai bine zis, să aducem Uniunea Europeană la noi acasă. Toate premizele sunt pentru ca acest lucru să se întâmple destul de repede. Avem susținere politică în instituțiile Uniunii Europene, avem susținere politică în statele membre ale Uniunii Europene, avem voință politică să facem transformări, să atingem acele obiective pe care le-a formulat Uniunea Europeană, dar și cetățenii Republicii Moldova pentru noi. Trebuie să muncim mult, trebuie să fim mai eficienți în promovarea intereselor Republicii Moldova, trebuie să lucrăm ca o echipă unită și, respectiv, să reușim să asigurăm o dezvoltare democratică pentru țara noastră, să reușim să asigurăm pace în țara noastră și să reușim să creștem standardele de dezvoltare, standardele de viață pentru cetățenii noștri într-un ritm mult mai sporit decât s-a întâmplat până acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, doamnă președintă. Aici facem o pauză de 30 de secunde și ulterior vom continua conversația noastră într-un format ceva mai restrâns. Vă mulțumim!